Tricolorul MV Ploiești a beneficiat de un jucător după 4 luni de zile, iar locul 5 este asigurat. Constantin Zilinski a revenit în formula ploieșteană după o absență din cauza unei accidentări. Centrul ucrainean a intrat în setul 2 al partidei de la Dobroiești-Ilfov, în locul bulgarului Dușkov. A fost setul în care gruparea antrenată de Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu s-a dezlănțuit. Primul a fost câștigat de CSM București, dar apoi tricolorul a trecut la cârma jocului. A urmat 3 seturi câștigate clar de formația lemevistă. Al doilea, 25-8, este cel mai categoric rezultat înregistrat într-un set pentru echipa ploieșteană în ultimele 2 sezoane. Tricolorul a bătut CSM-ul cu 3-1, profitând și de apatia bucureștenilor, care oricum nu pot termina acest sezon mai sus de locul 6. Este a doua victorie externă din acest an după succesul de acum o lună de zile reușit la Municipal Zalău. Cu un avantaj de 15 puncte față de CSM București în clasament, Ploieștiul și-a asigurat în proporție de 99% locul al 5-lea, având în vedere că mai sunt puse în joc 18 puncte până la finalul campionatului, iar Cosmin Ghimeș și colegii săi încă mai pot spera să avanseze de pe locul 5. Sâmbătă la prânz urmează confruntarea cu ocupanta poziției a 4-a, CSEA Steaua, de care îi despart acum 8 puncte. În cadrul etapei, în grupa 1 valorică, Volei Municipal Zalău a câștigat pe teren propriu cu SCM-ul Craiova, iar Arcada Galați a învins în deplasare pe Steaua. Datorită victoriei împotriva oltenilor, echipa din Zalău a făcut un pas uriaș spre titlul de campioană. În urma rezultatelor de aseară, Zalăul conduce în clasament cu 64 de puncte, Arcada are 60 de puncte, în timp ce tricolorul ocupă locul 5 cu 49 de puncte.